Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre înlăturarea Habsburgilor și sfârșitul Austro-Ungariei. Austro-Ungaria, numită și dubla monarhie împărătească și crăiască, sau monarhia dunăreană, desemnează statul condus de monarhii Habsburgi în Europa Centrală și în Europa de Sud-Est, între 1867 și 1918. Acest stat a existat după transformarea Imperiului Austriac într-o dublă monarhie pe baza compromisului austro-ungar din 8 iunie 1867, recunoscut în Austria prin Constituție începând cu 21 decembrie 1867 până în 31 octombrie 1918, când Ungaria a ieșit din Uniune. Cu aproximativ 676.000 de kilometri pătrați, cât avea după anexarea Bosniei și Herțegovinei, Austro-Ungaria era în 1908 al doilea stat ca întindere al Europei, după Imperiul Rus. Iar cu cele 52,8 milioane de locuitori, în 1914, era al treilea stat european ca populație, după Imperiul Rus și după Imperiul German. Teritoriul său cuprindea în cele din urmă teritorii ale următoarelor state componente: Austria, Ungaria, Cehia, cu excepția regiunii Hlucin, Slovacia, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, precum și părți care aparțin azi României: Transilvania, cea mai mare parte a Banatului, partea estică a Crișanei, partea estică a Sătmarului, partea sudică a Maramureșului și sudul Bucovinei. Cuprindea de asemenea teritorii din Muntenegru, localitățile litorale, Polonia, vestul Galiției, Ucraina, estul Galiției, nordul Maramureșului și nordul Bucovinei, Italia, Trentino, Tirolul de Sud și o parte a regiunii Friuli, Veneția, Giulia și Serbia, Voivodina. Primul război mondial, dezintegrarea Cisleitaniei la sfârșitul lui octombrie 1918 prin fondarea Cehoslovaciei, a statului slovenilor, croaților și sârbilor și a statului Austria-Germană, ieșirea Ungariei din Uniunea Reală, precum și tratatul de la Saint-Germain din 1919, au condus, respectiv au pecetluit sfârșitul Austro-Ungariei. Republica succesoare a păstrat numele austriac, a abolit nobilimea și i-a expulzat pe Habsburgi din țară. Nu în ultimul rând, pe baza experiențelor din deceniile care au urmat, administrației habsburgice, inclusiv din perioada ei austro-ungară, i se păstrează în Austria zilelor noastre o amintire în mare măsură pozitivă. În continuare vom vedea care au fost evenimentele ce au condus la dezmembrarea Austro-Ungariei. Într-un articol semnat de Manuel Stănescu, numărul 25 al revistei Historia Special, se arată că declarația de război a Austro-Ungariei din 1914 a avut drept scop reafirmarea Imperiului ca o mare putere independentă. În realitate a pus capăt nu doar măreției, cât și statului propriu-zis. Atunci când armata imperială a fost învinsă de Rusia, Austro-Ungaria a fost salvată de Germania, ceea ce a marcat sfârșitul Habsburgilor. În 1915, armata germană i-a alungat pe ruși din Galiția. La sfârșitul acelui an, trupele germane au condus campania care a dus la dispariția Serbiei de pe continent, împingând puterile centrale până la porțile Salonicului. Germania era singurul actor în jocul pentru stăpânirea Europei, iar Habsburgii nu mai erau decât o anexă a ei. Apărată de Rusia, de Serbia și până și de Italia, de către Imperiul German, dinastia și-a pierdut libertatea de manevră. Pe de altă parte, maghiarii și-au păstrat optimismul și siguranța de sine. Ei erau convinși că vor putea să-și păstreze independența în condițiile în care toți ceilalți și-o pierduseră. Arogantul conte Tisza a devenit practic conducătorul Austro-Ungariei. Din partea lui, orice compromis cu slavii sau cu românii era de neconceput și nu numai. Diferența dintre poziția precară a dinastiei și forța maghiarilor s-a văzut în 1916, când Germania a căutat să repete cu România târgul eșuat cu Italia cu un an înainte. România nu putea accepta decât Transilvania, parte integrală din teritoriile Sfântului Ștefan, dar Tisza a blocat de la început negocierile. Maghiarii, promotorii principali ai dualismului, se pregăteau pentru o Ungarie independentă. Germanii și maghiarii conduceau dinastia.
iar dinastia nu mai prezenta nicio atracție pentru populațiile pe care le păstorea. Acestea descopereau acum adevăratul sens al naționalismului cultural și realitatea Austriei ca stat mai presus de naționalități. Ce altceva le-ar fi putut oferi? Misiunea austriacă se dovedise a fi o modalitate de a-i convinge pe slavi să lupte pentru hegemonia germană în Europa. Cel puțin până la izbucnirea primului război mondial, mai fusese posibil visul federalismului, al supremației maghiare răsturnate și a unei uniuni de popoare libere. Dar după izbucnirea conflictului, o victorie germană avea să confirme programul radical din 1848, anume o dominație germană în Austria și una maghiară în rest. Slavii și românii, seduși uneori de ideea protecției habsburgice, erau practic nevoiți să devină inamici ai Imperiului. Își dorea Antanta o distrugere a Imperiului Austro-Ungar. Anglia părea să fie interesată mai degrabă de războiul împotriva Germaniei. Politica franceză avea tendința să considere Ungaria ca o greutate utilă într-o viitoare balanță împotriva Germaniei, sau poate chiar un aliat în eludarea promisiunii făcute Rusiei în 1915 cu privire la Constantinopol și strâmtori. În viziunea istoricului A.G.P. Taylor, România fusese atrasă în război prin promisiunea că va câștiga Transilvania. De asemenea, o amputare a Imperiului Austro-Ungar, nu o condamnare la moarte. Mai mult decât orice altă țară, România pendula între Est și Vest. Situată departe de Reich, nu era influențată de dominația germană asupra monarhiei habsburgice. Ea intenționa doar să obțină o parte din teritoriul habsburgic și pe urmă să sară înapoi pe poziții antirusești, politică pe care o promova de la începuturile constituirii sale. Adevărata provocare la adresa monarhiei habsburgice a venit din partea cehilor, cei care susținuseră înainte de război mai degrabă necesitatea menținerii monarhiei, fiind cei mai hotărâți susținători ai ideii federaliste. Ca și celelalte popoare ale Imperiului, aveau un inamic, germanii, având toate motivele să se teamă de o victorie a acestora și niciunul să deplângă o înfrângere a lor. Nici măcar religia nu constituia un liant, de vreme ce clericalismul romano-catolic al cehilor avea un caracter husit aparte, mai degrabă democratic și național. Cehii au semnat condamnarea la moarte a Imperiului, care putea să supraviețuiască amputării teritoriilor românești, sârbești și italiene, dar nu și unei boemii independente. Moștenitorul lui Metternich și al Habsburgilor, liderul ceh Masaryk, trebuia să demonstreze că țara sa era o necesitate europeană în ochii aliaților. A vorbit întotdeauna numele Boemiei, deși aceasta cuprindea și 3 milioane de germani. Împărțirea Boemiei pe criterii naționale ar fi fost posibilă în interiorul monarhiei habsburgice, într-un stat independent. Strategia și factorii economici dictau o politică de unitate. De fapt, ce spera Masaryk? Că germanii vor accepta necesitatea existenței Boemiei, chiar și pentru ei înșiși, așa cum cehii acceptaseră necesitatea existenței Imperiului Habsburgic. Iluziile nu erau legate de germani, ci de aliați, pe care îi credeau uniți pe o perioadă la fel de lungă ca și aliații din 1815. Pe de altă parte, Masaryk era realist, chiar dacă ulterior admiratorii săi i-au subliniat încrederea în statele naționale. Germania avea să rămână o mare putere chiar dacă pierdea războiul, iar cei 6 milioane de cehi aveau nevoie de sprijin pentru a obține independența. Masaryk știa că prăbușirea Habsburgilor avea să atragă după sine și prăbușirea Ungariei Mari. El însuși, slovac, chiar dacă din Moravia, trebuia să asigure un viitor celor 2 milioane de slovaci, încă și mai puțin capabili să stea pe propriile picioare decât cehii. În consecință, a reînviat ideea radicală din 1848, propunând ideea unei singure națiuni cehoslovace. Inițial, Germania părea capabilă să ducă războiul la bun sfârșit, dar șirul de victorii germane nu a adus pacea. Campania încununată de succes din România, 1916, scoaterea Rusiei din luptă în toamna lui 1917, înfrângerea Italiei la Caporetto,
ofensiva lui Ludendorff din vara lui 1918, niciuna nu s-a dovedit decisivă, iar pacea era singurul lucru care ar fi putut salva Austro-Ungaria de la o catastrofă politică și economică. Împăratul Carol a încercat să negocieze cu aliații. Ambele părți mai trăiau cu iluzia că Austro-Ungaria exista ca putere independentă. În realitate, câtă vreme Germania era victorioasă, Austro-Ungaria rămânea legată de ea, iar când Germania avea să fie înfrântă, aliații aveau să-și piardă interesul pentru o pace separată. Încercările de reconstrucție internă s-au soldat cu tot atâtea eșecuri. Carol a încercat să copieze, mai degrabă timid, ostilitatea lui Franz Ferdinand față de maghiari. A făcut tot posibilul să amâne încoronarea de la Budapesta pentru a evita jurământul față de Constituția Ungariei și, mai important, față de integritatea teritoriilor Sfântului Ștefan. Tisza a reacționat amenințând că va opri trimiterea de alimente către Viena. Carol a cedat, apoi a reactivat proiectul sufragiului universal pentru Ungaria, iar insistențele sale au dus la căderea lui Tisza. A fost ultima victorie. În locul acestuia a venit Sándor Weckerle, un german maghiarizat, iar proiectul a fost uitat. Nici în Austria, Carol nu a realizat mare lucru. S-au făcut gesturi de apropiere. Liderii cehi, condamnați pentru înaltă trădare, au fost amnistiați. Reichsratul s-a întrunit pe 30 mai 1917, iar popoarele și-au exprimat pentru ultima dată dorințele în cadrul monarhiei. Toate erau conștiente că se apropie o stare revoluționară și și-au formulat aproape neschimbate revendicările din programul de la 1848. Germanii erau mulțumiți cu incorporarea teoretică a Austriei în Germania Mare. Polonezii combinau libertatea proprie cu lipsa de libertate altora. Doreau să recapete monopolul asupra Galiției, încălcat în timpul războiului și al ocupației militare, dar încercau să obțină ajutorul armatei habsburgice pentru a obține teritorii ucrainene de la Rusia. Cehii cereau unirea tuturor cehilor și slovacilor într-un singur stat democratic, Boemia. Slavii sudici, în principal slovenii și o parte a croaților din Dalmația, pretindeau unificarea tuturor teritoriilor monarhiei locuite de sloveni, croați și sârbi, într-un corp independent, liber de dominația străină, pretenție susținută prin invocarea drepturilor coroanei Croației. Dar o reconstrucție federală a monarhiei habsburgice ar fi putut avea loc doar prin formarea unor concesii făcute de națiunile dominante, germanii și maghiarii. Dar aceste națiuni își câștigaseră pozițiile dominante prin forță. De aceea, cu cât era mai slabă dinastia, cu atât mai mult era silită să se sprijine pe ei. De la început până la sfârșit, habsburgii nu au avut nicio altă soluție decât parteneriatul cu maghiarii și germanii, chiar dacă acest parteneriat ducea la distrugerea monarhiei, căci dominația celor două nații superioare nu putea fi eliminată decât prin înfrângerea în război. Dar războiul avea să distrugă mai întâi dinastia. În consecință, Carol a oferit cehilor și slavilor sudici ceea ce a oferit și aliaților, negocieri lipsite de substanță. Aplicarea vechii politici conservatoare pe principiul divide et impera, prin găsirea unei posibilități de înțelegere cu polonezii și slavii de sud, pentru a demobiliza mișcarea națională a cehilor, a fost sortită eșecului din cauza desfășurării evenimentelor și a structurilor politice ale cehilor foarte bine organizate. Monarhia habsburgică era deja în rigor mortis și a mai făcut apariția pe scena istoriei la Brest-Litovsk, negociind cu Rusia ca satelit al Germaniei. Czernin a întrerupt negocierile odată cu germanii, le-a reluat împreună cu ei și a semnat când au semnat și ei. Tratatul de pace de la Brest-Litovsk nu a adus decât un scurt respiro în haosul economic care domnea în Europa Central. Sistemul imperial se prăbușea, mii de dezertori se găseau în interiorul granițelor, moneda cădea într-un ritm rapid, producția ajunsese aproape de zero, nu se mai găseau alimente, cărbune și alte produse de bază. Prizonierii de război întorși din Rusia aduceau cu ei idei bolșevice sau cel puțin disprețul pentru autoritate, care dăduse naștere Revoluției Ruse.
Până și socialiștii au abandonat ideea autonomiei culturale, începând să susțină autodeterminarea națională. Astfel, dinastia pierdea sprijinul celor mai loiali dintre supușii săi. Frica de bolșevism a aliaților a ajutat ideea națională cehoslovacă. Atunci când s-a dovedit că legiunea cehă din Rusia nu doar că nu fusese atinsă de bolșevism, dar a devenit unul dintre cele mai importante instrumente ale luptei împotriva regimului sovietic, entuziasmul politicienilor aliați, care vedeau în ea o alternativă nebolșevică la Habsburgi, a devenit quasi-general. În vara anului 1918, Masaryk și Consiliul Național au fost recunoscuți de către Anglia și Franța ca împuterniciți ai guvernului cehoslovac. Evenimentele din Rusia au avut și o altă consecință pozitivă, atât pentru Masaryk, cât și pentru celelalte popoare din muribundul imperiu. Aflat în vizită la legiunea cehoslovacă după Revoluția Rusă, Masaryk a fost surprins acolo de lovitura de stat maximalistă și nevoit să se întoarcă în Europa prin Vladivostok și Statele Unite. Președintele Wilson, profesor de științe politice, ar fi putut cădea ușor în plasa profesorilor care susțineau misiunea austriacă. În schimb, Masaryk, profesor mai bun decât ei, l-a atras pe Wilson de partea cauzei autodeterminării naționale, cu consecințe extrem de importante. În rezolvarea problemei slavilor de sud, guvernul imperial a îmbrățișat ideea constituirii Croației Mari, formată din unirea la Croația. Formată din unirea la Croația-Slovania, a Dalmației și Bosniei-Herțegovina, ca stat independent în cadrul monarhiei austro-ungare. Planul contravenea ideii de stat iugoslav sprijinită de deputații sârbi și sloveni, ba și de unii croați, pentru care Italia rămânea mereu un pericol și era considerat de neacceptat de cercurile politice de la Budapesta. Mișcarea sud-slavă, lipsită de o direcție conștientă, s-a bazat la rândul pe prestigiul lui Masaryk, suficient de mare pentru a sprijini ambele idei slave, iar el a devenit în aceeași măsură fondatorul Cehoslovaciei cât și al Iugoslaviei. În mod straniu, Iugoslavia, statul sud-slav, își datora existența victoriilor germane. Dacă Serbia și Italia ar fi ieșit învingătoare în 1915, ambele i s-ar fi opus. Abia după înfrângerea pe continent și exil, Nicola Pasici, prim-ministrul Serbiei, și Trumbici, liderul slavilor sudici din Dalmația, s-au întâlnit la Corfu și au căzut în fine de acord să înființeze un regat al sârbilor, croaților și slovenilor, sub conducerea dinastiei Karagheorghevici. Italia, la rândul ei, se împăcase cu existența slavilor sudici după ultima victorie austro-ungară de la Caporetto, fiind în pragul dezastrului și nevoită să accepte orice ar fi subminat inamicul. Astfel, mișcarea sud-slavă, deși nerecunoscută în mod oficial, a fost tolerată și încurajată de către aliați. În august, Germania a fost înfrântă pe frontul de vest. În septembrie, prin înaintarea armatei franceze de la Salonic, frontul bulgar s-a prăbușit, iar la 26 septembrie, guvernul de la Sofia a cerut armistițiu, semnat la Salonic la 29 septembrie. Imperiul Otoman, realizând că înaintările germane și austriece nu vor ajunge să restabilească frontul, cere armistițiu la 14-15 octombrie, semnat la Mudros la 30 octombrie. Diplomația habsburgică încerca să obțină pacea în orice condiții sau fără niciun fel de condiții. Recunoașterea dinastiei era singurul lucru care conta. Pe 4 octombrie, Austro-Ungaria a acceptat cele 14 puncte ale lui Wilson, lăsând pe umerii acestuia sarcina de a decide soarta monarhiei. Programul președintelui american convenea atunci Austro-Ungariei, deoarece la punctul 10 se recomanda reorganizarea statului pe baze federale și menținerea unui status quo teritorial antebellum, ceea ce a creat indignare la Roma și consternare la Iași, după cum preciza în memoriile sale contele de Saint-Oler, ambasadorul francez în România. Așa cum aprecia un ziar vienez, de aici încolo Austria are un prim-ministru care locuiește la Washington. Numele lui este Woodrow Wilson. Dar resuscitarea cadavrului politic numit Monarhia Austro-Ungară era sortită eșecului. La 21 octombrie, guvernul cehoslovac de la Paris
emitea o declarație de independență oficială. Pe 28 octombrie era proclamată la Praga Republica Cehoslovacă. Slovacii, aflați încă în negocieri cu Ungaria, au recunoscut noul stat la 29 octombrie. Slovenii și croații, lipsiți de protecția Habsburgilor și aflați fără apărare în fața pericolului italian, au ales cel mai mic dintre două rele, devenind slavi sudici. Până și conservatoarea dietă croată a acceptat unirea cu sârbii. Statul iugoslav s-a proclamat la Zagreb pe 29 octombrie și un Consiliu Național improvizat a preluat puterea în ziua următoare. Dinastia era acum respinsă nu doar de popoarele supuse. Națiunile suverane își pierduseră la rândul lor interesul față de ea, odată ce supremația lor față de rasele inferioare se spulberase. Maghiarii erau însă în continuare hotărâți să păstreze Ungaria mare. Separarea însemna în principiu menținerea și apărarea coroanei Habsburgilor, devenită simbol al unității ținuturilor Sfintei Coroane Maghiare. Dar Habsburgii, odată dispăruți, sau mai rău, recunoscând noile state naționale, unica alternativă rămasă era calea deschisă de Kossuth, Republica Revoluționară din 1849. Pe 31 octombrie, Mihály Károly a fost numit prim-ministru de împăratul Carol prin telefon. Trei zile mai târziu putea să anunțe că visul lui Kossuth se împlinise cu aprobarea Habsburgilor. Dar convingerea că Ungaria avea să fie de acum încolo o uniune de popoare cu statut egal se va dovedi pură utopie. Pe 16 octombrie 1918, guvernul ungar anunță în Parlament că, datorită reconstrucției federale a Austriei, revocă legea 12 din 1867, dar menține în vigoare sancțiunea pragmatică. În baza acesteia se păstra doar o uniune personală între statul federal al Austriei și ținuturile coroanei ungare. Se promitea și o revizuire a compromisului ungaro-croat, legea 30 din 1868, considerat esențial pentru politica ungară în domeniul naționalităților. Dezbaterile care au urmat în Parlamentul Ungar marchează ascensiunea politică a adversarilor alianței cu Germania și adepților Antantei, grupați în jurul lui Károly în Partidul Independenței, dar și a partidelor de stânga, a căror poziție în problema naționalităților și a uniunii personale cu Austria nu coincideau cu cele ale guvernului. Totuși, tributarea apartenenței la nobilimea de sorginte feudală și a legăturii cu contele Giulia Andrassy Junior, care era ginerele acestuia, Károly a rămas un adept al integrității teritoriale a Ungariei istorice și a superiorității națiunii maghiare față de celelalte naționalități, îndeosebi față de români. La 25 octombrie s-a constituit Consiliul Național Ungar, format din reprezentanții ai Partidului Independenței, Partidului Radical și Partidului Social-Democrat. A doua zi, programul a fost cunoscut printr-o proclamație. Era alcătuit din 12 puncte. Printre altele, se proclama instaurarea unei guvernări democratice, fără a se specifica forma de stat. Un punct distinct prevedea păstrarea integrității statului ungar printr-o alianță frățească cu popoare egale, bazată pe interese comune economice și geografice, și nu pe dușmănii naționale. Consiliul Național Ungar recunoștea existența statelor ucrainean, polonez, ceh, iugoslav și austriac, în timp ce pentru români și slovaci se accepta numai autonomie culturală, autoguvernare comunală și orășenească, dar nu autonomie teritorială. Austriecii germani au urmat la rândul lor exemplul celorlalte națiuni din imperiu. Problema cea mai mare a germanilor era de a salva părțile germane ale Boemiei de la includerea în Cehoslovacia. Membrii Germaniei Reichsratului au format o adunare națională și pe 30 octombrie au proclamat Republica Austria Germană, un stat fără granițe și formă care ar fi trebuit să cuprindă pe toți supușii Germaniei Habsburgilor. Astfel, Austria Germană Liberă a aruncat vina înfrângerii asupra Habsburgilor, iar Germania Liberă asupra Hohenzollernilor, două dinastii dispărute, în speranța că vor fi primite în rândul națiunilor libere.
Derularea foarte rapidă a procesului de dezintegrare a Austro-Ungariei a alarmat puterile aliate, îndeosebi comandamentul francez, care se temea că nu va avea partenerii de dialog la negocierile de pace. Ideea dispariției de pe scena istoriei a principalului vinovat pentru izbucnirea războiului și apariția a două noi state nevinovate era una foarte puțin agreată la Paris. În consecință, Franța, care recunoscuse dreptul de succesiune și autodeterminare a tuturor naționalităților din Imperiu, refuza acțiuni similare în cazul Austriei și Ungariei, fiind foarte fermă împotriva ideii de Anschluss. Până la sfârșitul lui octombrie, toate popoarele Imperiului îi abandonaseră pe Habsburgi, stabilindu-și propriile state naționale. Nu mai rămânea decât armata austro-ungară, care se apăra pe teritoriul italian. Căzută pradă torentului naționalist, ea s-a dezintegrat. Regimentele croate au depus jurământ față de statul sud-slav, regimentele cehe față de Republica Cehoslovacă. Flota a arborat culorile sud-slave, căutând autoritatea iugoslavă pentru a nu fi nevoită să se predea italienilor. Ultima luptă în care a fost angrenată armata austro-ungară a avut loc pe râul Pad, în nordul Italiei. La 26 octombrie 1918, unități italiene și britanice au stabilit câteva capete de pod pe malul stâng al Padului și după 3 zile de lovituri ale artileriei grele, au spart linia defensivă austro-ungară, obligând comandamentul imperial să ceară armistițiu, acceptat la 31 octombrie 1918. La 1 noiembrie, Caroli a ordonat trupelor să se întoarcă acasă. Pe 3 noiembrie, la Villa Giusti, în apropiere de Padova, în altul comandament austro-ungar, negociind în numele unui imperiu care nu mai exista, a încheiat un armistițiu prin care se preda italienilor. După semnarea lui, dar înainte ca el să fie pus în practică, italienii au ieșit din spatele trupelor anglo-franceze și i-au capturat sute de mii de soldați austro-ungari neînarmați și care nu opuneau rezistență. Așa zisa mare victorie de la Vittorio Veneto, unul dintre rarele triumfuri ale armatei italiene. Cea mai mare parte a armatei imperiale s-a destrămat și fiecare soldat și-a căutat drumul spre casă, în mijlocul confuziei și al haosului. Din monarhia habsburgică nu mai rămăsese nimic. Carol, rămas singur, cu drepturile lui goale de conținut, a anunțat pe 11 noiembrie că renunță la partea sa de guvernare în Austria germană. Pe 13 a făcut același lucru referitor la Ungaria. Nu a vrut să abdice. A părăsit Viena și Austria în 1919, ducând cu el în exil tot ce mai rămăsese din Mărețul Imperiu. Dragii mei, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci vă doresc numai bine, pe curând!